Stau de vorbă cu mama Alexandrei. Suntem cu toții aici acasă, în familie. Și avem un sentiment de neputință. Însă o să rog, pentru că vrem cu toții să o caute și autoritățile și noi și populația, să dea un mesaj către toată lumea sau să spună ce simte, pentru că numai o mamă știe ce e în sufletul ei atunci când se întâmplă așa ceva. Nimeni altcineva. Îmi pare rău, Teo, că treci prin asta, dar mesajul ăsta, să știi că prin foarte mult la oamenii simpli care pot să ofere informații, care pot să ne ajute. Eu o simt că trăiește. Ea este o fată puternică. Așa este. Nu știu, cum a avut curaj să sune la 112 și nu s-a făcut nimic pentru. Va fi salvată. Sper ca ea singură să scape, dacă poliția nu face nimic deocamdată. Și sper ca toată lumea, sper din suflet, toată lumea care ne poate da informații, că a văzut, că îi rugăm din suflet, dar fără păcălel, fără să ne ajute, să o găsim. Să se întoarcă înapoi acasă. Că iubim, nu putem să trăim. La pozele alea înainte de... Înainte de a fi răpită. La botez. La majorat unde a fost. Era plină de viață. Era un copil... Era un copil foarte... Este. Oriunde ar fi, Alexandra... Vreau să știi că noi iubim și o așteptăm din tot sufletul. O așteptăm acasă. Și sper că autoritățile, măcar de data asta, să-și facă datoria și să încerce să o găsească. E foarte greu. Pe zi ce trece, e foarte greu. Trec pe lângă camera, parcă o văd acolo, în cameră. Mă aștept să fie acolo, să strig la ea. Teodă era o fată atât de cuminte și de... Este o fată de cuminte și de puternică și de... Asta e, sper ca Dumnezeu să-i dea putere pe unde este. Și dacă o fi să fie moartă în butoiul ăla, sper ca toți cei care au greșit să plătească. Și ne vom lupta ca toți cei care au greșit să plătească. Indiferent. Așa este, dar nu e moartă. Îmi pare rău, Teo, că te-am făcut stăci până asta, dar... Oamenii simpli sunt singurii care ne-au fost de ajutor în perioada asta. Nu autoritățile. Ei ne-au dat informații. Ei ne-au susținut. Da, le mulțumim din suflet. Și pentru ei este și această înregistrare, ca oamenii ăștia simpli să vadă că... Le mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au fost alături și ne sunt alături în continuare. Să știi că fără presă și fără ei... Nici măcar atât nu reușeam să descoperim. Și de asta e bine ca să-i rugăm să ne ajute în continuare. Pe 15 septembrie făcea 16 ani. Da. Nu știu cum voi reacționa ziua respectivă.
cum va fi ziua. Sper că până atunci să o găsim, să o ajungem acasă. Dumnezeu este mare. Poate cu ajutorul lui va veni copilul. Vă rog găsi. Eu iartă-mă și îți mulțumesc că ai făcut acest mesaj, pentru că sunt foarte mulți oameni pe lumea asta care să știi că sunt alături de noi și mai ales alături de tine și de Nel. Foarte mulți. Și care încearcă atât cât pot ei să ne dea informații, să spună ce au făcut, ce au văzut și acest mesaj e dedicat lor. Lor și celor care luptă pentru adevăr, căs din media, căs din de oriunde. Așa că îmi pare rău că ai trecut până asta și știu că am mai vorbit și cu Nelu și știu foarte bine, știu că nu doriți să fiți deloc în atenția publicului, dar asta este un lucru important pentru oamenii care pot să dețină informații despre ea. Și inclusiv mesajul tău pentru ea este important. Mulțumesc.